Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă! Astăzi vom face împreună plăcintă creață cu telemea, mea, o rețetă simplă și ușoară de plăcintă, pe care o puteți încerca și voi cu prima ocazie. Pentru această plăcintă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 300 de grame de brânză dulce, 700 de grame de telemea, 4 ouă, 2-3 linguri de semințe de susan, 150 de ml de lapte, 50 de ml de ulei, 10 grame de praf de copt, puțină sare, 150 de grame de iaurt, 150 de ml de apă minerală, 50 de grame de unt topit și 700 de grame de foi de plăcintă. Pentru început, mă voi ocupa de umplutură și voi începe cu brânza telemea, pe care va trebui să o zdrobesc. Puteți folosi brânză telemea de vacă sau de oaie, important e să nu fie prea sărată. După ce am mărunțit foarte bine brânza telemea, o voi adăuga pe cea proaspătă. Aceasta nu are deloc sare. Voi amesteca foarte bine cele două tipuri de brânză. Iar acum pot adăuga și restul ingredientelor. Voi începe cu cele 4 ouă. Adaug și laptele. Uleiul. Praful de copt. Și foarte puțină sare în funcție de cât de sărată este brânza. Amestec din nou. Și voi adăuga și apa minerală. Amestec foarte bine totul. La final, va trebui să aveți o consistență cam ca aceasta, așa că dacă mai este nevoie de apă minerală, mai puteți adăuga. Pentru a asambla plăcinta, am aici o tavă pe care am uns-o cu puțin ulei. În ea voi pune pentru început două foi de plăcintă. Le-am acoperit cu prosoape de bucătărie pentru a rămâne moi. În continuare, voi lua câte o foaie de plăcintă, o voi mototoli și o voi pune în acest amestec. Voi pune apoi foaia în tavă și voi continua în același fel. Ne murdărim puțin pe mâini, dar nu este nicio problemă. Voi continua să pun aceste foi de plăcintă până când voi termina toată compoziția de brânză. Am grijă să păstrez două foi pentru final. După ce am terminat toată compoziția de brânză și toate foile, le voi pune pe acestea înapoi peste umplutură. Iar deasupra voi pune cele două foi de plăcintă pe care le-am păstrat. Și voi tăia excesul cu un cuțit. Deasupra plăcintei voi pune iaurtul, pe care îl voi amesteca cu untul topit. Și voi adăuga totul peste foile de plăcintă. Nivelez cu grijă. La final voi adăuga puțin susan. Și voi da tava la cuptor în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 40 de minute sau până când plăcinta s-a rumenit frumos deasupra. Plăcinta s-a copt, miroase foarte, foarte bine, arată și foarte frumos, o voi lăsa acum să se răcească complet, iar apoi o pot și felia.
Plăcinta s-a răcit, așa că am putut să o feliez, arată foarte, foarte bine și este și foarte gustoasă. Vreau să vă arăt și o secțiune, pentru că este foarte, foarte pufoasă. Are foarte multă umplutură. Se vede foarte bine și brânza și foile de plăcintă. Iar gustul este unul minunat. Din întreaga cantitate veți obține aproximativ 15 bucăți generoase, iar dacă doriți, mai puteți adăuga în compoziție ceapă verde sau spanac. Sper din suflet să vă placă și vouă rețeta și nu uitați să dați like, share și să vă abonați pentru a nu pierde nicio rețetă de la Jamila Cuisine. La revedere!